În seara asta aș vrea să facem un efort de imaginație, să ne ducem aminte întâi de o generație care funcționa cu totul altfel decât noi și când spun noi, includ toate generațiile prezente în librăria Cărturești acum. Este o placă turnantă acest domn între cei vechi de atunci, necunoscuți și în bună măsură incognoscibili, rămași de necunoscut cu totul, și cei tineri, cei actuali, care ar urma să-i cunoască. E bine, dacă nu ar exista asemenea oameni, dacă nu ar exista articulația între generații și între modurile de a gândi ale generațiilor, nu ar exista pur și simplu comunicarea și tradiția. Este acest domn un restaurator, un provocator de tradiție, un constructor și menținător al tradiției. Și pentru aceasta îi mulțumesc foarte tare. Iar în seara aceasta despre spiritualitatea tradițională românească în epoca interbelică, care restituie două capitole din monografia Nereșului Arhaic. A fost un moment fericit atunci când împreună cu doamna director general de la Muzeul Statului, Paula Popoiu, am pornit această serie sub egida generoasă a Muzeului Statului. După Nereș, doamna Popoiu a scos Fundul Moldovei, Drăguș, pregătește o monografie a satului Șanț, sigur, din materialele pe care le are muzeul în arhivă. La mine această lucrare vine ca o continuare a preocupărilor mele despre Brancea. Cineva chiar mi-a și spus că da, sunt bune, sunt interesante cărțile, dar sunt prezonale. Eu aș zice că pentru cine știe ce este Brancea în spiritualitatea românească, cum zicea Tancred Bănățeanu, este reprezentativă pentru toată oicumena românească. Nu poți să cunoști acea zonă dacă nu ai cunoștințe și despre spațiul moldovenesc, ca să vorbim în termenii provincii de istorici, ce se întâmplă dincolo, peste deal, cum zicem noi vâlcenii, în Transilvania și dincolo, în peste plaiurile Mircovului, ce se întâmplă în țara muntenească. Am avut drept colaborator și îndemn ca să fac aceste lucrări și în special pe asta de la urmă pe un distins artist plastic, doamna Virginia Georgescu Bosu, pe care o cunosc din primii ani când am revenit în Brancea după facultate. Ea a îndrăznit să facă o ilustrație care nu este deloc ușoară, a vizualiza, a pune pe hârtie ele, rusalii, miază noapte, căpcăuni și așa mai departe, vârcolaci care mănâncă luna, nu este un lucru ușor. Nu, Olănescu a încercat Alepoc, deci e un fel de îndrăzneală, de premieră pe care numai un artist de talie acestei doamne putea să-l ducă la bun sfârșit. Sunt bucăți care, atunci când vor fi citite cu alți ochi sau într-un alt context, trebuie neapărat să intre în orice antologie reprezentativă de proză literară, de proză folclorică românească. Nu mi-a fost nici ușor, dar nu mi-a fost nici greu să fac această traducere, pentru că gândesc și vorbesc în graiul moldovenesc, sub graiul care este în zona Vrancei, pe care domnul profesor Ceană, care este sovejan, îl cunoaște, dar sigur, la dumnealui în sat se vorbește un alt tip de grai decât cel din Vrancea.